Salutare tuturor! Sărbătorită în fiecare an, la 10 iunie, ziua parașutiștilor militari, amintește de data la care, în anul 1941, a fost înființată pe lângă Centrul de Instrucție al Aeronauticii, școala de parașutiști, denumită ulterior Compania de Parașutiști. Aceasta a fost dislocată la Popeștile Ordeni, în cadrul flontilei I-a aerostației, primul comandant numit fiind locotenentul Gheorghe Iordăchescu. Procesul de reformă din armata română a adus unele modificări, astfel că, începând cu 1998, au fost desfințate un comandament de brigadă, două batalioane, iar alte două batalioane de parașutiști au fost transformate în batalioane de operațiuni speciale. La 15 martie anul 2001, trupele de parașutiști au trecut în subordinea statului major al forțelor terestre. Parașutiștii militari participă la misiuni externe în diferite teatre de operații îndeplinind angajamente asumate de România în cadrul NATO sau în operațiuni internaționale de tip coaliție. La mulți ani! <fie>